Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Psihologului. În această ediție aș dori să discutăm despre ceea ce presupune stresurile zilnice minore sau, cum îl mai întâlnim în vorbirea obișnuită, stresurile cotidiene. Într-o emisiune anterioară am discutat despre ceea ce presupune stresul și am argumentat asupra faptului că acesta poate fi definit ca o mobilizare a resurselor energetice, a resurselor organismului pentru o perioadă mai lungă de timp. De cele mai multe ori, în limbajul uzual, stresul este asociat cu anumite evenimente de viață negative sau cu anumite stresuri, ca să zicem așa, majore, cum ar fi evenimente de viață cu impact important, pierderea unei persoane apropiate, divorțurile, șomajul, schimbarea locului de muncă, schimbarea locuinței, schimbări semnificative în viața personală a individului. Ele sunt considerate de psihologie a fi stresuri importante, atât din punct de vedere psihic, cât și stresuri care pot avea efecte somatice, efecte asupra organismului, sub forma acelor efecte fiziologice. Aceste stresuri mai pot fi întâlnite în momentul în care individul trăiește un eveniment cu potențial traumatic major. Despre traume am discutat de asemenea într-o ediție anterioară a emisiunii. Reamintim că ele sunt anumite evenimente de viață cu impact major, emoțional, psihologic, care pot determina modificări semnificative în viața individului, în istoria sa, în felul în care se adaptează la lume, la viață, la ceilalți, la relațiile sale sociale. Unul din exemplele de traume semnificative ar fi aceea de amenințare a vieții sau faptul că individul percepe viața sa ca fiind amenințată. Situație pe care o întâlnim la unii pacienți în momentul în care apare, de exemplu, un diagnostic de boală cronică incurabilă, în care pacientul se simte amenințat, aflat în apropierea morții și atunci activează mecanismele de apărare din punct de vedere psihologic, mecanisme care pot avea efecte fiziologice. Spuneam că stresul în vorbirea cotidiană este asociat cu evenimente de viață negative. Și spunem despre noi că suntem stresați în momentul în care ne confruntăm cu anumite evenimente sau anumite situații la care simțim că nu le putem face față, la care resursele noastre depășesc ceea ce evenimentul sau evenimentele în sine ne solicită din punct de vedere psihologic sau fiziologic. Există studii de specialitate care susțin că un organism viu va fi supus întotdeauna unor forme de stres, pentru că asupra lui se desfășoară o serie de acțiuni, începând de la cele chimice, mecanice, termice, mergând până la cele de ordin fizic, psihologic, emoțional. Nu putem vorbi despre un organism nestresat decât în condițiile în care în acel organism mai există viață, în condițiile în care acea persoană sau acel organism mai este viu, nu mai trăiește. Este important să facem această distinție, pentru că nu tot ceea ce vine asupra noastră ca și stimul este neapărat negativ. Chiar dacă noi ne-am obișnuit să considerăm stresul ca fiind ceva negativ, totuși el are și anumite aspecte pozitive. Există o diferențiere clară între ceea ce se cheamă stimuli stresori negativ, și aici vorbeam de acea formă de distres citată în tratatele de specialitate, acele evenimente de viață cu impact negativ, și acel stres pozitiv, eustresul, care îl trăim fiecare dintre noi, sunt acele situații în care ne întâlnim cu cineva drag sau în care avem rezultatele pozitive pe care ni le dorim, am luat examenul pe care ni l-am dorit sau am obținut postul pe care ni l-am dorit. Chiar și aceste evenimente exercită asupra organismului o formă de stres, pentru că determină o modificare în ceea ce privește modul său de funcționare, dar el este pozitiv deoarece persoana îl consideră ca atare. În ceea ce privește stresul, este foarte important să menționăm faptul că el este definit în primul și în primul rând din punct de vedere subiectiv. Cu alte cuvinte, ceea ce reprezintă un eveniment stresant pentru o anumită persoană poate să nu fie considerat un eveniment stresant
de către o altă persoană care are o altă educație sau o altă istorie de viață sau care consideră pur și simplu că deține acele mecanisme de a face față evenimentelor așa zis stresante din viața sa. De aceea este foarte important cum ne raportăm la un anume eveniment, noi ca și indivizi, fiind acea grilă de lectură, grilă de citire a realității, noi suntem cei care decidem dacă o situație, un stimul, o persoană sunt stresante pentru noi sau nu sunt stresante pentru noi și dacă sunt stresante, în ce măsură acționează negativ sau au un impact pozitiv asupra noastră. Acest factor subiectiv este foarte important pentru că în funcție de felul în care decodificăm o anumită situație de viață, de aici va decurge antrenarea unor mecanisme care țin de afectivitate, coloratura emoțională a acestor stări și de aici vom decide în ce măsură este pozitiv sau negativ. Nu putem face o distinție clară între gânduri și emoții decât la nivel scriptic, la nivel verbal. Dar de fiecare dată când gândim ceva, ele sunt însoțite de anumite stări emoționale pozitive sau negative. Dacă ne gândim la faptul că avem un examen într-un viitor apropiat și nu ne-am pregătit, automat vor fi antrenate stări emoționale afective neplăcute, de îngrijorare, de teamă sau de neplăcere, de plictiseală, care vor determina comportamentul, conduita ulterioară în ceea ce privește acel obiectiv, acel stimul pe care îl considerăm stresant, stresor negativ. De asemenea, dacă ne gândim la o perspectivă de angajare, să zicem, care este pozitivă pentru noi și care ne dorim, sau în momentul în care ne cumpărăm mașina pe care ne-o dorim, acesta este decodificat ca fiind un stres pozitiv, deoarece antrenează o coloratură afectivă, emoțională pozitivă, de plăcere, de nerăbdare, de entuziasm. De aceea putem susține că nu există o distinție foarte clară între gânduri și emoții, ci ele se interconectează, orice gând va determina o coloratură afectivă, emoțională și la fel, orice emoție, pentru a fi, a deveni conștienți de ea, o vom trece prin acel filtru al rațiunii. În momentul în care mă simt trist sau mă simt deprimat, este important să cobor în interiorul meu și folosindu-mi rațiunea și verbalizând acele emoții să pot să spun că trăiesc o stare de depresie sau o stare de supărare, o stare care nu mi este mie ok și pe care îmi doresc să o modific, să antrenez acele mecanisme care să poată duce la depășirea ei. De ce sunt importante aceste stresuri zilnice, stresuri minore, cum sunt ele definite în literatura de specialitate? Pentru că ele exercită o acțiune asupra organismului constantă. Dacă anumite evenimente de viață stresante, cu potențial mai mult sau mai puțin traumatic, vor acționa asupra individului la un anumit moment, după care vor urma anumite perioade de șoc, post-șoc, de adaptare și recanalizare energiei, readaptare la noua situație creată, evident că ele vor fi influențate de timp, de factorul subiectiv, spuneam, de mecanismele pe care persoana le deține pentru a se adapta la acea situație. Dar la un moment dat, odată ce această readaptare are loc, nu mai putem discuta despre un impact major al acelui eveniment, ci despre o readaptare, despre o reintrare în funcționarea normală. Dimpotrivă, în momentul în care vorbim despre stresurile zilnice minore, stresul cotidian, asta înseamnă acțiunea unor evenimente pe care individul le percepe subiectiv ca fiind negative și care acționează constant asupra persoanei. Prin faptul că ele acționează constant, vor determina o exacerbare a anumitor stări. Individul va încerca să activeze acele mecanisme de apărare pentru a face față situațiilor stresante, dar dacă ele continuă să acționeze fără a exista o pauză, fără a exista o modalitate de descărcare a acestei tensiuni negative, se va ajunge într-un final la corodarea acestor mecanisme de apărare și se va ajunge la stări psihice obiectivabile în exterior prin iritare, frustrare, furie, toleranță scăzută la frustrare, iritabilitate crescută, care pot antrena la rândul lor modificări, tulburări fiziologice și anume tulburări de somn, tulburări de alimentație, perturbarea relațiilor sociale în momentul în care
manifestă o stare constantă de iritabilitate, de supărare, de depresie, voi cauza în ceilalți, în microgrupul meu social, o anumită reacție, pentru că știm foarte bine că ceea ce transmitem în afară primim înapoi sub acel efect de bumerang, aceleași lucruri pe care le transmitem în exterior, aceleași lucruri se întorc înapoi la noi. Dacă conduita noastră este aceea de a ne plânge, de a fi nemulțumiți în exterior constant, vom întâlni acei oameni, acele persoane care vin spre noi cu aceleași probleme, cu aceleași nemulțumiri de viață, aceleași nemulțumiri existențiale și nu va face decât să antreneze un cerc vicios care, dacă nu se rupe, poate conduce la modificări psihologice semnificative, inclusiv starea depresivă. Știm foarte bine că orice situație stresantă declanșează în individ anumite reacții, care literatura de specialitate le definește ca fiind reacții de fugă sau de luptă. Există studii care susțin că în momentul în care senzația care se naște, emoția este aceea de teamă, reacția va fi una de fugă, în momentul în care reacția va fi de emoția care se naște este de furie, reacția va fi aceea de luptă. Dar este important să reținem că în fața unui stimul stresant, a unui stimul perturbator, care apare brusc, sistemul nervos mobilizează acele resurse necesare pentru supraviețuirea individului, manifestându-le prin aceste două reacții semnificative, aceea de luptă sau de fugă. Cu alte cuvinte, în momentul în care îmi evaluez faptul că mi-este imposibil să mă confrunt cu acel stimul agresor, voi avea tendința de a ieși din acel cadru. Dacă evaluarea este pozitivă pentru resursele mele, voi avea tendința să mă lupt cu stimulul respectiv. Aceste reacții sunt înnăscute și nu depind de controlul conștient sau voluntar, ci ele apar automat cu funcție, cu rol de supraviețuire a individului. Totuși, aceste reacții le întâlnim și în anxietatea crescută și în atacurile de panică, manifestată prin aceste atacuri de panică. Reamintim că ele se manifestă prin stări de teamă crescută, prin modificări fiziologice de genul palpitații, senzația de imposibilitate de a respira, de greutate în piept, senzații de transpirație, de frig, umezirea palmelor, uneori la adolescenți mergând până la stări de leșin în care se poate pierde, poate apărea un colaps de foarte scurtă durată a stării de veche. Aceste elemente apar cu debut brusc, sunt foarte greu de trăit pentru individ, consumă foarte multe resurse energetice, dar este important să reamintim faptul că în afara unei condiții medicale somatice, ele nu pun viața în pericol, ci sunt consumatoare foarte mare de energie. Mecanismele care stau în spatele acestor atacuri de panică sunt aceleași mecanisme de luptă sau de fugă. Cu alte cuvinte, sistemul nervos percepe faptul că există un stimul stresant, un stimul amenințător, pe care nu reușește să-l identifice la nivel concret obiectiv, dar totuși declanșează aceleași reacții fiziologice care pun organismul în starea de activare, de tensiune pentru a desfășura una din cele două acțiuni, spuneam, fie de luptă, fie de fugă. Pentru ambele reacții sunt necesare anumite mobilizări ale organismului, respectiv creșterea tensiunii, creșterea ritmului cardiac, mobilizarea mușchilor pentru a reuși să adoptăm o conduită fizică necesară pentru a duce la îndeplinire fie fuga, fie lupta. În momentul în care nu se observă acest stimul stresor concret, obiectiv, dar sistemul nervos îl detectează ca existând, el mobilizează aceleași reacții, ne reușind să le descarce, individul nu are decât să le trăiască în pasivitate și atunci ele se manifestă sub forma acestor atacuri de panică. Dacă ele se prelungesc o perioadă mai lungă de timp, și anume organismul este ținut într-o stare de stres constantă, într-o stare de anxietate constantă, se declanșează aceste reacții, ele au repercusiuni inclusiv asupra sistemului somatic, asupra corpului ca și întreg, antrenează aceste modificări fiziologice și există studii de specialitate care susțin că la un anumit moment pot conduce la perturbări semnificative organice.
De aceea, ce este important să facem este să găsim modalități de descărcare a acestei tensiuni, fie prin activități de relaxare, fie prin plimbări, prin a găsi timp în decursul unei zile, a unei săptămâni, de a realiza acele acțiuni care reușesc să descarce această tensiune, care reușesc să ne reechilibreze din punct de vedere psihologic, evident, reușim să ne reechilibreze și din punct de vedere somatic. Iar dacă aceste lucruri nu pot fi modificate, anturajul, starea de lucruri nu poate fi modificată, este necesară ieșirea din această situație, tocmai pentru a nu ajunge la a trăi o stare de stres cronic și a mobiliza acele mecanisme care să ducă în timp la distrugerea organismului.